Ne uităm la una dintre cele mai importante scene ale filmului The Big Short. O capodoperă, filmul care a descris cel mai bine criza din subprime din 2008. I want to buy swaps on mortgage bonds, a credit default swap that will pay off if the underlying bond fails. You want to bet against the housing market? Yes. Rolul principal, Christian Bale, care îl joacă pe Dr. Barry, un gestionar de fonduri care a pariat în 2006 contra pieței ipotecare americane. Nu se punea problema că piața ipotecară americană ar putea să crape vreodată. Toată lumea plătindu-și la timp ipotecile, pentru că nimeni nu vrea să-și piardă casa. El se duce în biroul la Goldman Sachs și le propune să parieze pe toate produsele financiare ale lor, celebrele produse subprime, care erau compuse din mai multe ipoteci. Those bonds only fail if millions of Americans don't pay their mortgages. That's never happened in history. If you'll excuse me, Dr. Barry, it seems like a foolish investment. Based on prevailing sentiment of the market, banks, and popular culture, yes, it's a foolish investment, but everyone's wrong. That's a good one. Ce e interesant în această scenă este că sub zâmbetul arogant al celor patru bancheri de la Goldman Sachs, Dr. Barry mai are la sfârșit o întrebare. După ce pariază o sumă imensă, un miliard, pe aceste mortgage-uri și nu pariază oricum, ci pariază că vor da faliment și mai trebuie să plătească și punctele de swap, dar și astea le veți găsi explicate într-un alt video de-al meu, la sfârșit îi întreabă și zice, dacă eu câștig pariul și aceste mortgage-uri, aceste ipoteci dau faliment și produsele noastre devin zero, câștig atâția bani, la care ăia spun, da, evident, câștigați. Da, da, dumneavoastră veți fi atunci banca însăși falimentară și nu veți mai avea de unde să-mi dați. This is Wall Street, Dr. Barry. If you offer us free money, we are going to take it. My one concern is that when the bonds fail, I want to be certain of payment in case of solvency issues with your bank. I'm sorry, are you for real? You want to bet against the housing market and you're worried we won't pay you. Yes, that's correct. Și în realitate, că povestea e adevărată, el a cumpărat și puturi pe Goldman Sachs și a mai câștigat și palea. Dar trebuie să mai știți ceva, că acest, și în film vă spune lucrul ăsta, că la început pariul a fost făcut mult prea devreme, în 2006, și până la sfârșitul noiembrie 2007, doctorul Barry trebuia să aducă banda acasă ca să țină poziția, pentru că punctele alea de swap erau din ce în ce mai mari. Prețul acestor produse financiare a crescut, iar în 2008, când ne-am apropiat de Lehman Brothers și au crăpat, exista riscul ca el să nu-și încaseze bani. Și trebuie să vă gândiți la un lucru, că dacă ar fi făcut același lucru la Lehman Brothers, nu mai primea acești bani pentru că Lehman a ajuns în faliment. Întâmplător a făcut-o unde trebuie, întâmplător între ghilimele, pentru că fostul CEO al lui Goldman Sachs în 2008 nu era altul decât Hank Paulson, ministru de finanțe al lui George Bush Jr. Dar asta într-o altă poveste despre ce s-a întâmplat în seara de 14, în weekendul 13-14 septembrie 2008. Construction.
Dr. Berry, we could work out a pay-as-we-go structure that would pay out if the bonds fail, but it would also apply to your payments if the value of the mortgage bond goes up. You'd have to pay us monthly premiums. Is that acceptable, Dr. Berry? Yes. I have prospectuses on 6 mortgage-backed securities all insured. Aici vedeți chiar scena în care toți bancherii sunt super analizează, super fericiți. Pleacă Dr. Barry și ei sunt fericiți că au făcut afacerea secolului, au luat banii și că la n-are cum să câștige, va pierde tot. Yeah, we're prepared to sell you 5 million in credit default swaps on these mortgage bonds. Can we make it 100 million? Absolutely, we can make it 100 million. We'll be in touch. Send some paperwork over. You know I got it. If you want to come in and stand next. I like these cups. Can I take one for my yes. son? Yes. Thank you. I have 2. Hey, hey, hey. Like somebody about to pay you. Don't worry about them haters. Keep your nose up in the air. You know I got it. If you want to come get it, stand next to this money like hey. Evident, după un an jumate, în 2008, își dau seama că această operațiune ar fi pus în pericol inclusiv banca Goldman Sachs, care a pierdut enorm pe această operațiune, mai mult de 20 de miliarde, și nu s-ar fi salvat la câte subprime-uri avea în portofoliu, dacă n-ar fi intervenit guvernul federal, Hank Paulson, fostul CEO, și ar fi ajutat cu o bucățică din cei 750 de miliarde pe care Bush Junior i-a pus la dispoziția ministrului de finanțe. E, iar o scenă foarte frumoasă, după ce se termină scena din bancă, bancherii se duc într-un club de noapte și încep să spargă în figuri și să cheltuiască, spunând azi a venit un dobitoc la noi care a pariat contra pieței ipotecare și a cumpărat 1 miliard pariuri contra pieței ipotecare. Moment în care un alt coleg de-al lor de la o altă bancă spune și la noi a luat de 300 de milioane, altul spune și la noi de 300 de milioane. Și toți râd, niciunul nu se întreabă până când unul zice, dar ăsta chiar atât de prostie și a luat de la toate băncile tranșe între 300 de milioane și 1 miliard pariind contra pieței ipotecare? Evident, la sfârșit, toți vor pierde și doar Dr. Barry va câștiga. Hey, Randall, what's with the Dom? Bonuses aren't for 3 months. We just sold 200 million in credit swaps for mortgage bonds. Some fund manager from California. It's fucking crazy, right? Whole new way to make money, dog. Wait, wait, I didn't know there were swaps on mortgages. There are now. We made it for him. I must have gone off the Zoloft or something. I don't know. Want to join? No? One second. Oh. Jared, did you hear about the deal that Randall just did with some fund manager? Randall? Bullshit. He's a foot soldier. Sure, it's a shit deal. No, it's for real. I told you we'd meet later. Unfortunately, it's in a place like this, which I would never be. I never hung out with these idiots after work, ever. I had fashion friends. Apparently, this guy wanted 200 mil in credit default swaps. Randall made the sale, can you believe it? Somebody shorted 200 mil in mortgage bonds? That was just with Deutsche. Word is he had half the town. How much in total? 1.3 billion. Vă recomand atât filmul The Big Short, cât mai ales cartea The Big Short, scrisă de Lewis, același autor din care v-am mai recomandat o carte și anume Flash Boys, când am discutat de modul în care se pot face tranzacții la milisecundă și cum unii se îmbogățesc pentru că fac tranzacții cu o milisecundă înaintea dumneavoastră și vă iau practic marfa de sub nas.